Eu știu că aceste două proiecte sunt alături de sufletul lui, pentru că s-a implicat foarte mult în aceste două proiecte. Mulțumim! Vreau să spun și eu două cuvinte înainte să înmânesc proiectele. Adrian Bibu este numele meu. Am fost de 3 ori în primii 10 sportive ai județului Sibiu. Am fost membru al Lotului Național de Taekwondo și vicepreședinte al federației. Unde vreau să ajung? Că nu vreau să mă laud pe mine. Vreau să ajung la următoarea problemă. Și aici mă adresez în special celor din primul rând. La nivel de Sibiu, sportul trăiește în mediocritate. La un an de mandat, la Sala Transilvania, trag concluzia că nu avem o sală de sport în care echipele de handbal, basket, să-și poată desfășura activitatea. Nu avem baze sportive. Să ne uităm la Cluj, să ne uităm la Oradea. Și vă spun așa. La Sibiu avem așa. Oameni din PNL care dețin conducerea Consiliului Județean. Oameni din FDGR care dețin primăria Sibiu. Oameni din PSD care au reprezentant în Guvernul României. Și întrebarea mea este următoarea. Oare nu ne putem pune toți la masă, stimați domn și doamne, din primul rând de aici, și să găsim niște soluții pentru sportul sibian? Oare nu putem și noi să facem un CSM, astfel încât Daniela Cârlan, olimpică, pe care a evoluat la alte cluburi, Daniel Natea, olimpic, pleacă în alte orașe? Oare nu avem capacitatea? Oare Emil Boc la Cluj să facă baze sportive atât pentru sportivii de performanță, cât și pentru centre de, și grupe de juniori. Asta e întrebarea. Ne vedem aici, an de an, la sfârșit de an, ne felicităm. Da, într-adevăr, trebuie să-i felicităm pe toți sportivii. Cinste lor. Dar eu vă spun, eu vin din mijlocul lor și sportivii trăiesc în mizerie și mediocritate. Deci să le fie foarte bine. La masă și să găsim soluții. Atât ca și autorități și toate celelalte cluburi trebuie să ne implicăm în comunitate. Felicitări sportivilor pentru tot ce ați realizat, cum le-ați realizat în 2018 și un an bun la 2019.